Viva FM. Suntem pe frecvențele Viva FM, într-adevăr, călătorim în trafic și vorbim despre un film de lung metraj realizat și produs în regiunea noastră, mai exact la Iași. Un aspect destul de exotic așa pentru peisajul filmului românesc și mai mult decât atât, filmul abordează teme precum problema conștiinței, fizica cuantică. Este un film de acțiune, conține elemente de SF, este atipic cu totul pentru filmul românesc, iar alături de mine se află în studioul Viva FM cel care a gândit acest proiect ambițios. Salutare, Sevi Pădereu! Bună ziua, Stanca! Mulțumesc că m-ați invitat! Cu mare, mare drag! Sevi Pădereu semnează regia, scenariul și își aduce și aportul de actor în acest film de lung metraj. Însă să le luăm pe rând, Sevi, să ne dai așa puțin din casă despre cum a pornit acest proiect. Am înțeles că are un termen așa de vreo 10 anișori, cam așa, nu? Are un termen de valabilitate mai lung, exact. Și nu a expirat încă. Nu. Chiar cu un termen, de-abia acum începe. E un film care a început într-adevăr acum 10 ani când a fost scris scenariul și am încercat atunci să-l facem, mă rog, destul de greu pentru că e vorba, un film înseamnă bani și bani mulți. În Iași se întâmpla asta acum 10 ani? Nu, asta se întâmpla în Belgia, când am scris, unde și acolo era și mai greu, efectiv, trebuia să dai bani doar ca să treci strada. Deci, era o super. Altă situație. Dar pe urmă el a găsit o viață în 2018, când împreună cu partenera mea, cu Ana Teodora Popa, l-am creat și produs ca spectacol radiofonic și a fost un spectacol foarte frumos. Îl putem regăsi? Asta vreau să zic. Spectacolul în continuare este redifuzat de Postul Național, dar el poate fi găsit și pe platforme de Spotify sau Mixcloud sau chiar și pe YouTube, dacă nu mă înșel, este. Așa, dar n-am povestit exact care este titlul acestui. L-am lăsat special pentru tine, Sevi. Da, mulțumesc. Pentru că e un pic tongue twister, știi, să-ți într-adevăr. El se cheamă Principiul Incertitudinii, filmul. Și mie mi-a plăcut titlul ăsta. Eu vreau să zic că în momentul în care l-am scris, eu nu prea eram conștient de Big Bang Theory. Știu că pe urmă toată lumea spunea: a, dar are un titlu de episod de Big Bang Theory, știi? Da, și da, corect. O serie la care eu nu mă uitam, nu era chiar generația mea. Dar mi-a plăcut titlul, pentru că cred că sintetizează foarte bine despre ce e vorba în film, la urmă. Dar ai pornit de la titlu sau a fost una, o altă sămânță de idee care a generat acest scenariu? Ai efectiv pasiunea asta pentru fizica cuantică? Există asta în viața ta? Sau cum a fost pornirea asta? Cred că fizica cuantică, să spunem, sau... dar în special fizica cuantică este înăuntru nostru la toți, pentru că asta înseamnă cuantic, de fapt înseamnă partea aia de magie din fizică care e foarte greu de definit. Și ca să îl parafrazăm și pe Einstein, când el a imediat după 1920, chiar el a zis: nu înțeleg nimica din fizică cuantică. Înseamnă că înțelegea el ceva. Și înseamnă că înțelegea, exact, și exact. Înseamnă că înțelegea ceva. Și pasiunea, să zicem, mă rog, pentru fizică, care e oarecum într-o formă din asta SF, pentru că când vorbești de fizică, știință, te duce gândul la SF, cred că e și generată oarecum de motorul meu interior, care e de actor și automat mie îmi plac lucrurile care sunt și cred că poate te identifici și tu cu treaba asta, lucrurile care sunt oarecum esență de viață. Și în general filmele de gen, filmul SF, filmul fantastic într-o oarecare măsură, dar chiar și filmele horror sau thriller, care sunt ceea ce înseamnă filme de gen, sunt filme care sunt într-un anumit stil care captează tocmai esența de viață. Au o ușoară componentă de teatralitate, orice film SF are un element de teatralitate. Și asta pentru mine a fost ceva natural. Eu eram
oarecum bun la matematică în liceu, vreau asta să zic. Asta voiam să te întreb, că nu se poate așa să vină fizica cuantică peste noi. E adevărat, din perspectiva asta o conținem, să-i spunem așa, dar absolut, o aplicare spre latura mai reală sau realistă a lumii. Da, eu chiar curios am, uite acum am realizarea asta, efectiv, iată, live, în timp ce vorbesc cu tine, da, mi-am dat seama. Eu când am fost atras de matematică eram pe la vârsta de 14 ani și era o perioadă mai dificilă, mă rog, în viața mea atunci, părinții mei divorțau, dar pentru mine matematica a fost momentul sau puntea care îmi dădea mie liniște, pentru că era exactă. Nu mai te luptai cu emoții pe care nu le înțelegeai, mai ales la o anumită vârstă, nu le puteai controla. Și matematica era, propune ca și cum mai ascult, ordine. Varianta de YouTube care o avem acum de calming, soothing music. Pentru că nu aveam YouTube-ul atunci, eu eram perioada aia și pe la bunici și cred că de acolo a pornit. Iată. Da, ca să revenim așa mai în concret, Sebi, să ne referim puțin și la aspectul de acțiune al filmului. Pe scurt, despre ce e vorba în acest film? E un film despre trei colegi, trei bărbați, care lucrează în același institut, într-un laborator mic, care sunt în pragul unei descoperiri majore. Aici începe acțiunea filmului, începe filmul, te aruncă direct în acțiunea asta. Dar nu se pot pune de acord asupra ceea ce au descoperit. El are o structură destul de clasică în formatul ăsta, pentru că, adică ușor literară, în ideea în care ți se prezintă un element declanșator și pe urmă, de fapt, afli că sunt niște resorturi interioare care îi opresc pe aceste personaje. Mă rog, să își depășească condiția sau să se confrunte cu elementul din exterior care vine și care este descoperirea asta. Dar, din nou, am vrut să fac un film care vorbește, în primul rând, despre condiția umană și anume despre faptul că suntem atât de diferiți și e foarte greu să ne punem pe aceeași lungime de undă, mai ales în momentul în care suntem prin conjunctură, fie că lucrăm împreună și fizica e destul de exactă, să zicem, dar nu e chiar așa exactă, de fapt, și acolo sunt interpretări. Și asta e vorba despre trei oameni, nici nu mai contează că sunt bărbați sau femei, dar e vorba despre trei personaje care ajung să își confrunte ceva din interiorul lor pe care nu erau conștienți. Bine, asta este la bază. E plotul principal. E plotul principal. Așa. Nu vrem să dăm spoilere, pentru că, iată, mâine, 11 ianuarie, la Cinema Ateneu va avea loc premiera acestui film, Principiul Incertitudinii, de la ora 20. Va fi mâine seară prima proiecție pentru publicul larg, nu-i așa? Sevi. Exact, așa este, mâine are, practic, este premiera. Este așa la public, produsul și el, vostru. Da, e un moment unic, pentru că da, e prima și sunt foarte mari emoțiile. Adică, de acord, sunt convinsă. Sunt curios cum o să-l recepteze lumea. E un film de care eu sunt mândru, mie îmi place cum a ieșit. Și e un film la care s-a muncit enorm, o echipă întreagă. Uite, ai ridicat la plasă tocmai în acest moment, pentru că este un proiect independent, un film cere bani, un film de o asemenea factură, cu asemenea teme, este din nou cu atât mai mult atipic în peisajul filmului românesc. Haideți să vorbim puțin despre echipă. Spuneai mai devreme că ai avut trei colegi actori, poate echipa e mai mare, să-i menționăm, așa, câți îți vin acum în minte, că sunt convinsă că foarte mulți oameni au contribuit la acest proiect. Sunt foarte mulți, sunt aproape 70 urmă, deci nu o să avem chiar timp. Dar o să vreau să menționez acum, pentru că câteodată mai sunt întrebat și uit treburile astea. În primul rând sunt foarte recunoscător unui grup de studenți care ne-au ajutat voluntari. Studenții ai Universității de Arte George Enescu la secția foto, video, procesare a imaginei, care au venit efectiv doar pentru că au vrut să se bucure, să învețe cum e munca pe un platou. Minunat. Și ei sunt mulți și nu-i pot numi chiar individual pe toți, dar
Vreau să spun, atât de disciplinați, atât de bine crescuți, profesioniști în ceea ce făceau. Am rămas impresionat și aș dori să-i menționez, pentru că merită, câteodată îi uiți și secția de acolo e o secție minunată, cum se de la Vinea German. Așadar, studenții de la Fotovideo studenții, exact, studenții de la Fotovideo. Pe urmă este, mă rog, echipa noastră, să spunem, artistic. Echipa principală artistică, da. Actorii, cei doi parteneri ai mei, Adrian Marele și Nicolae Ionescu, pe care vreau să spun că sunt absolut extraordinari în filmul ăsta. Dacă nu veniți să-l vedeți pentru mine, să-i vedeți pentru ei, pentru că sunt absolut minunați, fac niște roluri extraordinare. Erica Moldovan, la fel, joacă rolul feminin. Andrei Sava, Ozana Cristofor. Deci astea sunt Marius Rogojinski și Bogdan Horga, doi actori de la Botoșani care sunt extraordinari și avem și un surprise, special guest, care o să-l descopere lumea în film. Pe urmă, artiștii tehnici care au fost extraordinari la imagine, a lucrat cu Mihai Nistor și Andrei Botnaru, doi artiști extraordinari din Iași. Sunet, concept scenografic, menționez pe Ana Teodoro Popa, am și povestit că cu ea am creat spectacol radiofonic și a fost un partener în mai multe aspecte efectiv și din start ajutând cu sufletul ca să iasă acest film. Pe urmă, bine, sunt mulți, îmi scapă Octavian Jeghegiu ca și coproducător pentru asociația Artes și, bineînțeles, partenerii Universitatea de Arte, George Enescu, care au fost, Silviu Gurlui de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza ca și consultant științific la film, pe urmă partenerii de la Wink, de la restaurant Pogor. Doar câțiva, așa. Au contribuit foarte mulți oameni pentru acest proiect. Bineînțeles, îi spunem, o salutăm și pe Alexandra Radu, cea care a ajutat la implementarea acestui proiect, un film de lung metraj. E ceva, este o realizare din start extrem de importantă, mai ales pentru regiunea aceasta. Am ieșit puțin din București și suntem în regiunea de nord-est a României, mai mult în Iași, unde, iată, se produce un film de felul acesta. Timpul se scurge foarte repede, Sebastian. Îmi dau seama. Așa, mai am câteva curiozități așa pe finalul conversației. Replica de care ești tu cel mai mândru? Din film? Din film, bineînțeles. Îți vine repede în minte? Nu știu dacă pot să spun live. Asta nu, e problema. Conține limbajă licențios? Conține... Atunci nu. Uite, o pot înlocui ușor. Așa, bun. Replica mea favorită din film este când vorbim despre șeful departamentului, care e un personaj care apare de bea în a doua jumătate a filmului și când unul din personaje spune că, mă rog, ceilalți doi îl încurajează, trebuie să contactăm șeful până e vorba de o descoperire în asta. Asta. Și personajul meu spune, diaconul îl cheamă pe șef, că diaconul n-a ști ce e o coliziune de particule nici dacă i s-a întâmplat una în fund. Asta mie îmi place, replica asta e enorm. Mie mi-a provocat o reacție, am înțeles. M-ai întrebat și am zis-o mai delicat, nu chiar cum e în film. Mă bucur că ai recurs la un mecanism artistic. Da. O întâmplare amuzantă, pe scurt, din timpul filmărilor. Poți să dai din casă? Știu că trebuie să alegi. Vreau să spun, foarte pe scurt, nu știu dacă e neapărat amuzant, dar e ceva care s-a întâmplat, care a fost incredibil. Și a fost momentul în care mi-am dat seama că facem lucrurile bine. Că ceva e corect, right, cum se zice. Și anume, așa, filmam o scenă cu Erica Moldovan la Cuza și ne lipsea un element de decor care era vital. Efectiv, uitasem în toată... Și nici nu mai puteam să punem hold la filmare pentru că aveam spațiu închiriat. Trebuia să filmăm și am zis, ok, nu facem fără. Era o lanternă mică, asta aveam nevoie și nu se găsea lanternă mică cu specificații, nu știu de care trebuia și dimensiunile erau foarte clare. Și efectiv, stând pe platou, la un moment dat a apărut Nucu, care e și producător executiv, dar el n-avea nicio treabă, el nu filma în momentul ăla, a venit din oraș și a zis, m-am dus la shopping la un târg și mi-a luat asta și asta și asta și mi-a luat și lanterna asta. Nu cred. Da.
Și în momentul ăla am zis, asta e, se așează, facem, așa. Facem, da. Deci nu e neapărat funny, mai sunt, dar nu vine acum, dar îmi vine asta și... Nu, dar e în sentimentul sau în energia filmului, da, legat de fizica cuantică, de cum se leagă lucrurile, cum poate se ajunge în starea aceasta de undă, în care lucrurile se leagă așa ușor, unii cu alții ne legăm, să zicem așa, transpus în limbajul uman. Așa, Sebi, pe final. Așadar, mâine, 11 ianuarie, ora 20, la Cinema Ateneu, are loc premiera Principiului Incertitudinii. Pe când pot să vadă prietenii noștri din Suceava, Botoșani, Neamț, acest film care, iată, urmează să se lanseze? Filmul o să apară și la Suceava și la Botoșani. La Botoșani încă așteptăm să confirmăm datele, dar la Suceava știm că va fi în data de 27 februarie. Mm-hmm. Deci deja, iată, lumea poate, și o să fie la, mă rog, interiorul, cadrul cinematografului din interiorul Teatrului Matei Vișniec. Deci dacă urmăresc site-ul de acolo și site-ul nostru, astrofilmcinema.com. Astrofilmcinema.com. Și rugăm să se înscrie. Noi avem un tab de subscribe și dacă se înscriu o să primească și vouchere și reduceri la bilete, efectiv, primii înscriși. Deci, și mult conținut acolo. Deci îi rugăm să vadă acest site. Și o să mai fie și în Iași. Dar să mă fixăm datele, o să mai fie evenimente. Perfect. Tot în prezența echipei și la asta fel de mare ca și mâine. Să te întreb. Deci iată, mâine în prezența echipei va fi un schimb de idei, poate un Q&A, nu? Cu voi? Mâine, exact, seara, exact. Nu? Deci după film o să mai stăm 20 de minute și dacă lumea o să aibă întrebări, suntem acolo să răspundem, acolo. Exact. S-ar putea să aibă întrebări într-un film cu fizică cuantică. Ar fi minunat dacă... Exact. Ce ați vrut să spuneți? Da, ce vrea să spune autorul la acest film? Și e bine, începe bine conversația și de aici. Da, sună, dar minunat. Uite, vreau să zic apropo de chestia asta foarte pe scurt. Eu nu sunt neapărat... sunt, mă rog, produse care sunt mesagistice, sau cum se cheamă. Eu nu cred în ideea de care e mesajul filmului sau opere de arte, dar care e o chestie care știu că actrița știe că e ceva horibil când aude un actor. Care e mesajul acestei piese? Da. Sau care? Cum înveți atâta replici? Da, corect. Dar vreau să spun asta, că filmul ăsta e un film pe care l-am făcut pentru orice, până și, cum se cheamă, working class, clasă muncitoare. E un film în care, chiar dacă nu înțelegi, fizica e destul de, mă rog, sunt elemente de fizică, dar e un film, filmul e atmosferă în primul rând. Mm-hmm. Și dacă te atinge ceva, nu trebuie să înțelegi totul. Și e important să spunem oamenilor asta, pentru că de multe ori oamenii refuză să vadă sau le frică ceva să vadă, pentru că, înțeleg. Exact, pentru că zic, da, o să mă întrebe care e mesajul. Și nu asta e scopul unei opere de artă, nu mesajul. Este vibe-ul, e acel invizibil de care vorbește Peter Brook în teatru. Ăla e important și ăla te atinge chiar dacă ești profesor universitar sau chiar dacă lucrezi în canal. Și oricine este invitat la filmul nostru. Așadar, Sebi Badrău, mulțumesc frumos, cel care a gândit și a scris și a și jucat în acest film de lungmetraj, Principiul Incertitudinii. Mai completez și eu, pe Facebook există o pagină care fix așa se numește Principiul Incertitudinii. Filmul vă rog să o urmăriți, iar mâine seară, dacă aveți chef, timp să vă rezervați, să vă luați bilet, să mergeți la premiera acestui proiect absolut minunat și foarte util pentru comunitatea ieșeană și nu mai. Sebi, îți mulțumesc tare mult că ai călătorit alături de noi pe frecvențele Viva FM. Așadar, mult, mult spor și să ia avânt așa principiul incertitudinii. Mulțumim, Stanca, și mulțumim ascultătorilor voștri. Art Junkie, stil și creativitate în casa ta. Transform